Mina groazei din Lupeni a lăsat în urmă un singur supraviețuitor. Minerul scos ieri primul de sub pământ a murit la Spitalul Floreasca din capitală la nici 24 de ore după ce colegul lui s-a stins și el. Florin Ioan Suciu era soț și tată, iar mâine ar fi împlinit 44 de ani. Salvatorii spun că au încercat din răsputeri să se salveze. Tot mâine autoritățile au declarat zi de doliu pe Valea Jiului. Florin Ioan Suciu a fost vocea călăuzitoare din întuneric. De sub dărâmături, la 500 de metri sub pământ, a strigat și a făcut zgomot cu picamărul pe care l-avea la îndemână, cu singurul braț pe care și-l mai putea folosi. Au fost momente dramatice, cu portajii de-ai noștri care strigau, ajutați-ne! Și noi ne luptam să ajungem la ei. Florin a fost găsit primul după aproape 12 ore de chin. A fost adus cu un elicopter la Spitalul Floreasca din capitală, unde o zi mai târziu și-a dat ultima suflare. Avea mușchii zdrobiți și probleme grave la plămâni și rinichi. Mâine ar fi împlinit 44 de ani. Era născut în aceeași zi cu Iuliu, colegul său de sub pământ. Iuliu, cum e tău? Ceva de Iuliu? Iuliu Codlean nu a mai apucat să vadă lumina zilei. A fost scos ultimul din mina groazei, mort. Tragedia a lăsat în urmă un singur supraviețuitor. Raul Cișmașiu este în continuare internat în spitalul din Petroșani. Nu vă puteți imagina ca la ochi, mai rău ca la ochi. În genunchi la propriu, să putea intra acolo. O spun la unison minerii din Lupeni. Cu greu și-au făcut curaj să vorbească despre neregulile care, an la rând, au fost ignorate de superiori. Se tem. Stâlpii și toate astea sunt vechi, se scot afară, se repară, iar să bagă, iar să schimbă garnituri și tot aceeași te... Dar frate, cât ține ăla? Dar am trecut prin faze care nimeni, nu doresc la nimeni să treacă. Legea tăcerii? Mai rău, pumnul în gură. Știau toată lumea în ce condiții lucrează acolo. De la începutul anilor 90, mina Lupeni a luat 7 vieți și ar putea lua și mai multe. A ajuns o epavă, dar e singura sursă de venit pentru oamenii din Valea Jiului.